Populația cu unele localități e mai scăzută astăzi decât a fost în 1930. A, dar noi nu aveam 1 milion în regiune, tot aveam 900 de milioane. Și încă ce mai plăcut, din actuala regiune a fost omorit de foame 16 de atât, eu spun ce am auzit la radio. Acum îl rugăm pe o doamnă care întotdeauna vine la noi și ea e activă și o adus un plac frumos. Doamna Alexandrina, după ce m-am ascultat, m-am ocupat cu toți creștinii care au vorbit și după ce am terminat, eu cunoștințele mele au rămas, au venit eu jos. Mie pare că știu și eu câte ceva, dar tare puțin știu că ce știu. Ce am zis. Vedea ca la icoane, nume dragi, nume orfane. Despărțiți suror de frate, morți de foame împușcat, răstigniți fără de vină, plângi mamă cu cozină. Acestea sunt cuvintele lui Arcadie Sucevianu, în satul Suceve, la bisericuța, în fața bisericii mari, sunt scriși toți nevinovații care au fost împușcați la Fântâna Albă și lângă adânci sunt cuvintele acestea. Și sunt niște cuvinte frumoase și sfinte. Se împlinesc 84 de ani de când Stalin a declarat pentru Bucovina și Basarabia îngrozitoare foamete. A fost și o secetă mare în anul 1946, dar gospodarii mai erau rezerve prin ambare, prin coduri, din care puteau să trăiască producția păstrată. Dar comuniștii nu aveau niciun tip de milă, dar curățeau codurile săranilor și luau totul. În locul românilor uciși de foame, Stalin aducea lume străină și îi punea rapid să vețe limba rusă. Cu jile să amintesc oamenii care mai viețuiesc din anii 46-47, care mâncau orice le cădea la îndamână. Mâncau faină de ghindă, coajă de copaci. O bătrânică mi-a povestit că tata ei a tăiat gureaua de la pantaloni și a făcut din ea de trei ori a făcut mâncare, a făcut borș la copii. A tăiat ochincile, încălțăminte, și făceau mâncare și nu le dădeau să se saturi. Atât erau și îmbăiele de grele. Să nu spui că foamea n-a fost, că n-au avut părinții și copiii. Să nu rostești cuvinte fără rost. Păstrează veșnic amintirea de ei. În această zi, când pomerăm ziua foamei, să aprindem o lumânare și în casă, și în școală, și în locuri obștești. Să rostim o rugăciune în amintirea vremilor grele, de foamete și de suferință și ca ele să nu se repete niciodată. Această lumânare care noi o primim în ziua aceasta este un simbol al memoriei noastre, reprezentând focul sfânt care luminează calea celor plecați în eternitate. Peste ani, memoria îi creează. Suspinând aprind 3 lumânări. Să putem în suflet asta rază, să nu dăm cu idei ce a fost el. Această pagină tragică despre foamea care este ca o beznă, ca o fântână adâncă în care se poate să nu privim de orice ne-am vizat în depărtare, nu așa cum am dorit să ne vedem. Dar trebuie să privim cinstit, să recunoaștem totul, pentru ca să ne curățim sufletele noastre și căindu-ne să nu se mai repetă niciodată grozăvile din istoria Ucrainei. Nimicirea artificială și forțată a poporului, pe care ora le s-a luat dreptul
de viață, dreptul la viață. Au fomentați de foame, copilașii, moartea, de coasea la orice pas. Chinuri groaznice îngrozitoare, sufletului nostru strâns și azi. Mulțumesc!